Din ora am venit. Vreau să pescuiesc câteva ore. Primul pește, un caras frumos. Poate mă lăsa în pace și tenori negri. Mi-e frică să nu plouă, dar nu contează. Face o deosebită plăcere să vii la pește. Cum am spus de atâtea ori, unul dintre cele mai frumoase tipuri de pescuit, pescuitul la omniță. Distracția este asigurată, i-a lăsat niște cucuroase, ați observat de atâtea ori, explic la fiecare partidă, trag puțin mai tare, rămâne cucuroase acolo. Cineva m-a rugat să iară linia, o să-i arăt puțin mai târziu, nicio problemă. În fine, să vedem. S-a dus. Frumos. Ce poate fi mai frumos? Ce poate fi mai frumos decât... Să stai câteva ore în natură.
4 ore de relaxare. Nu contează. Nu știu ce fac cu el. Ideea e să te relaxezi, să te distrezi. Să treci câteva ore în natură. Mai este foarte puțin. Se termină prohibiția. Și vom pescui alte tipuri de balci. O să vă arăt și alte tipuri de pescuit. Caraf. Ce e frumos să fie. Ce punctul. Ce punctul în vânt. O să dau două ori, atât, nu vreau mai mult, dar greu. Nu se oprește vântul ăsta de nicio culoare. Nu se oprește. Că nu se oprește. Că întotdeauna bate aiurea. Caras. Am dat-o în caras. Văd că s-a mai potolit vântul. Mai luat câțiva carași și o să vă arăt la sfârșit, la final.
după ce termin partida, nu mănâncă, abia o atinge. Am putut 0,3 grame. Se joacă cu ea. Toate că mâlgă este foarte moale. Asta e. În stânga mea, loc pentru lansete. Nu am putut să mă bag. Ia uite. L-am scăpat. Nu e nicio problemă. Loc pentru lansetă, nu pot să mă bag în dreapta la fel. Am mai repetat acest lucru. Ar fi absurd ca să duc cu două undițe să ocup dita mai locul. Nu o să fac niciodată acest lucru. Mai bine dau la undiță un loc mai mic, mai îngust, decât să ocup aceste locuri. A venit cu familiile. A venit ca și mine să se relaxeze. În fine. Partida de astăzi s-a terminat. Le-am strâns două bețe. O să vă arăt peștele. Am dat, nu știu cât să spun, perioadă scurtă. Niciodată nu stau o zi sau în viu. Mă relaxez câteva ore și plec acasă. Ca întotdeauna, nu dau la anumit tip de pește, pescuiesc de plăcere, nu pescuiesc de foame, pescuiesc de... Asta și... Să vedeți imediat ce fac cu el. Nu am scăpat. Nu scăpat. Nu am scăpat. Imediat. Te-a scăpat pe jos din cauza asta. Trebuie să mă iam. Trebuie să cărăși. Dar nu e. Acesta este peștele prins astăzi. Ce fac cu el? Ce am făcut și ieri. Uitați. Ce se duce. Uitați. Aute, viteză chiar. Să vezi și carași. Mă lasă, că nu văd vreo 10 carași. Caras. Caras. Și așa mai departe. Le... Bun, da, bun. O plecat tot. Observați. Nu mai e. Lăs că mai mă rușoară. S-a dus. Cam asta a fost pe ziua de astăzi. Asta a fost cu peștele. Momentul în care prind, de obicei mai dau la vecini, la cei de la muncă, dar le-am dat, au. Și ar fi păcat să plec cu el în momentul în care am pește. Și anul care vine, mă voi bucura de acest peștișor. Vă doresc fir întins, ne vedem săptămâna asta. Numai bine!